Salutare, prieteni! De data aceasta avem o imprimantă Lexmark, modelul MB2236ADW, și avem o problemă la această imprimantă. Nu printează corect. Clientul zicea că agață hârtia sau ceva de genul, sau nu trage hârtia. Și o să verificăm această imprimantă, o să o diagnosticăm și o să încercăm să reparăm, să vedem ce este defect la ea. Rămâneți în continuare pentru a vedea tot procesul de reparație la imprimanta Lexmark. Pentru început am conectat imprimanta la curent, după cum puteți vedea am dat și power on, să vedem ce anume face. Văd că în treiul de hârtie nu are absolut nimic. Ne apare doar un cod momentan. Încă așteptăm să vedem ce anume zice respectiva imprimantă. Poate încă nu a terminat de butat. Da, încă nu a terminat de butat. Să vedem, o să aduc și hârtie pentru a putea testa această imprimantă. Își face verificările. Încă nu a terminat de făcut verificările, după cum se poate auzi. Apare deja o eroare, stare. Asta, stare. Serverul SMTP nu este configurat. Contactați admin de sistem. Ok. Depanare, servisare, curățare, primare pagină, primare pagină, bun, bag. Am reușit să fac imprimanta să funcționeze. Era doar o setare la imprimantă care se găsește doar în interfața imprimantei și clientul n-a știut să acceseze respectiva interfață ca să dezactiveze respectiva setare. Imprimanta se comportă normal, printează, scanează, face tot ce trebuie, după cum puteți vedea, are indicatorul verde pe ea că este funcțională. Dacă v-a plăcut un astfel de video, deși această imprimantă a avut o defecțiune minoră, să zic așa, doar o setare din softul imprimantei sau din interfața imprimantei s-a rezolvat. Dacă mai doriți conținut de cum se repară sau cum se diagnostichează o imprimantă, vă rog să dați un like, un share și un subscribe. Eu sunt Cătălin și vă salut!